Dr. Mihai Bram. Bun venit la prietenii de la 10. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. De obicei, când amintim de psihoterapie, psihiatru, lumea se sperie. Da, într-adevăr, există acest mit că dacă mergi la psihiatru sau Cât de mare fobia psiholog, să ajung între medicul stomatolog și uh, psihiatru? Cred, e pe acolo sau? Cred că e mai rău să ajungi <laughs> la medicul psihiatru pentru că ți se pune aceeași în pilă de, de nebun și oamenii se feresc de, de lucrul ăsta. Eu aș avea o întrebare încă din start să lămurim lucrurile. Dacă ajungi la psihiatru, ești nebun? Nu, nu ești nebun. Uh, nu mai nici mult până Psihiatrul, acolo. în primul <laughs> rând... <laughs> da, <laughs> în primul rând, psihiatrul este, ca și formare, este medic. Psihiatru se ocupă de tot ce ține de, de patologic, de, sănătate, de sănătatea ta mentală, dar aspectul patologic. Da? El uh, poate să spună un diagnostic, el poate să-ți facă o recomandare de, de tratament. Fie că vorbim de un tratament uh, ce presupune uh, pastile sau de un tratament prin, uh, printr-o formă de, de psihoterapie. Și aminteam de platforma online. Ce aduce ca beneficiu pentru uh, cineva uh, o consultație online? Și cum se desfășoară de fapt pentru cei care nu au intrat, uh, le teamă să ajungă la, dar ar, ar avea nevoie de un ajutor și nu prea știu cum să facă pasul? Da, exact, din această nevoie s-a născut platforma, din această frică de a merge la, la un specialist în sănătatea mentală. Dacă ești în spatele unui ecran, e mult mai confortabil, nu știe nimeni că de fapt tu te conectezi și stai de vorbă cu un psiholog, un psihoterapeut. Practic totul se întâmplă într-o aplicație disponibilă atât pentru nu știu, dispozitivele cu Android cât și pentru cele cu iOS sau direct dintr-un dintr browser și presupune o interacțiune cu un specialist în sănătate mentală direct printr-o soluție de videoconferință totul este securizat, criptat. Platforma... Poți să spui, Mihai, și numele asta pentru cei care își doresc să acceseze platforma voastră? Da, platforma se numește Atlas, este accesibilă la atlashelp.net. Este gratuit să faci un cont acolo, poate fi accesată de, de oriunde, oricine își poate crea un, un cont. Cu ce venim în Plus, în, nu știu, cam de un an de zile, este faptul că oferim aceste servicii ale specialiștilor de pe platformă în mediul corporate, către angajații companiilor. Companiile și-au dat seama că angajații au diverse probleme ce țin de sănătatea emoțională, nu știu, fie că vorbim de probleme de cuplu, de relație, fie că vorbim, nu știu, de probleme de comunicare la locul de muncă, nu știu, cu un superior, cu un alt coleg toate aceste lucruri pot să influențeze performanța respectivului angajat și atunci este foarte simplu să-i oferi ajutor, să-l trimiți către un, către un, psiholog sunt direct în această aplicație. Sunt astfel de servicii sau sunt gratuite? Nu, nu sunt gratuite. Platforma funcționează ca un, nu știu, ca un marketplace, practic e un, nu știu, hai să spunem un Uber. Este o soluție digitală care aduce la un loc specialiști, psihologi, psihoterapeuți și clienți. Deci platforma doar le facilitează interacțiunea. Fiecare serviciu este, este, plătit de către, de, către, de către client. Și practic această terapie are loc doar prin intermediul telefonului mobil, ori a unui computer? Al unui computer? Uh, da, de fapt... Nu, se, nu te vezi față în față cu clientul, nu? Sunt trei servicii pe care le poți desfășura în acest moment pe, pe platformă. Uh, Principalul serviciu este cel prin videoconferință, deci te vezi. Dacă nu vrei să te vezi, pentru cei mai tineri care sunt obișnuiți cu chat există o variantă prin care poți comunica securizat cu un terapeut prin intermediul unui sistem de chat. Plătești un abonament și timp de o săptămână, două săptămâni sau o lună, ai terapeutul tău cu care poți schimba mesaje nelimitat. Dacă nu vrei să folosești cele două opțiuni, există și varianta de a folosi platforma doar pentru a rezerva o ședință la cabinet. Deci, poți să rezervi ședința, iar platforma este integrată cu Google Maps, cu Waze sau cu, cu serviciul de, de Uber și te poți deplasa facil la, la cabinetul specialistului. Care sunt cazurile des întâlnite sau solicitate? Pentru... Cele... Să începem altfel. Câți... Sunt câți specialiști găsim în această aplicație. Că presupunem că se pot face și programări. Da, da, da. Ca da la da. un cabinet fizic. Exact. În momentul de față, în platformă sunt undeva la 220 de specialiști. Numărul este în creștere. Toți specialiștii sunt verificați și validați de noi în sensul că trebuie să aibă drept de liberă practică și să aibă o formă juridică sub care să-și poată desfășura activitatea, deci să poate emite facturi. Iar din perspectiva utilizatorilor, în momentul de față, sunt câteva, câteva mii de, de, de utilizatori care folosesc platforma. Și ca diagnostic principal întâlnit, principala problemă, depresia? Nu, n-aș spune depresia. În Principal, oamenii se, se adresează serviciilor de consiliere psihologică și psihoterapie pentru probleme de cuplu, de relație. Asta am observat noi, ar fi cele mai frecvente. Apoi sunt stările de anxietate, da, de la stări ușoare până la atacuri de panică. Undeva pe poziția 3 ar fi stările, stările depresive. O să beneficiem într-un fel de serviciile tale și o să profităm de faptul că ești aici în studio, nu de alta, dar avem câteva întrebări din partea ascultătorilor noștri. Da. Este o întrebare pe care am primit-o pe Facebook de la o doamnă. Ne întreba înainte chiar de a intra în, în studio, în, în direct de ce sunt anumite medicamente sau anumite depresii care nu cedează la medicamente. Ce faci după ce iei antidepresive și vezi că, din păcate... Nu ai niciun rezultat. Da, din păcate, în momentul de față, noi, ca și specialiști, nu putem spune uh, ce medicament, ce antidepresiv îi se potrivește fiecărui pacient. Sunt niște încercări la momentul de față, sunt niște încercări prin Statele Unite, care vor să agrege volume mari de date, astfel încât să poată prezice în funcție de anumiți indicatori ce antidepresiv ți se potrivește, astfel încât să răspunzi bine la tratament și să nu ai efecte secundare. Dar până vor fi disponibile și în România sau în fine la nivel global aceste soluții, va mai dura. Astfel încât în momentul de față Modul de a prescrie un tratament antidepresiv este pur și simplu în funcție de flerul tău și de simțul clinic al, al psihiatrului. Uh, sunt și forme uh, rezistente la tratament, exact așa se și numesc. Uh, depresii rezistente la tratament, unde poți să încerci 1, 2, 3, 5 antidepresive și să nu ai un răspuns. Uh, un răspuns bun din partea pacientului, adică simptomatologia să persiste sau pacientul respectiv să aibă reacții adverse la, la, tratament. Pentru astfel de cazuri, una din indicații ar fi terapia electroconvulsivantă, iar acum, probabil de anul viitor, în România va fi disponibilă și eschetamina. Este un nou produs cu indicație în tratarea episoadelor depresive rezistente la tratament. Sfat pentru cineva în vârstă de 60 de ani privind stimularea memoriei, un mesaj de la unul dintre ascultători. Se întâmplă că atunci când vreau să-mi amintesc ceva, în acel moment să nu-mi aduc aminte. Dar, după un timp, îmi amintesc. Lucrez într-un domeniu în care se aplică modificările fiscale și e necesar să am o bună memorie. Ce sfaturi ar avea? Din medicul? punctul meu de vedere, nu e o problemă. O ce... Ce, ce ne comunică respectiva persoană. Poate ar trebui, nu știu, să încerce din când în când să, să se relaxeze, să facă mișcare. Sunt tot felul de jocuri pentru stimularea cogniției. Poate ar putea să, să încerce. În cazul acesta, nu, eu personal nu recomand medicație sau suplimentele atât de îndrăgite de români. Ce a fost mai greu în tot acest demers? În a, a dezvolta da, platforma? Da. Uh, cred de ajunge că... până aici, până la. Da, noi am început proiectul undeva în 2014. Uh, am început, de fapt, cu o platformă ce vroia să transmită informații oamenilor despre ce înseamnă depresia și tulburări de anxietate, de site-ul depresiv.ro uh, am dezvoltat această platformă împreună cu mai mulți colegi, ne-am gândit să oferim informații scrise de specialiști despre aceste probleme, nu tot felul de chestii postate de tot felul de doamne a tot știutoare pe, pe diverse bloguri. Oamenii au început să citească platforma noastră și ulterior au început să ne ceară și soluții. Vreau să interacționeze cu un specialist. Așa ne-a venit, ne venit ideea. Cred că cel mai, cel mai greu lucru în tot, în tot acest proces de când ne-am apucat să dezvoltăm platforma a fost acela de a-i de a convinge pe specialiști să-și livreze, să livreze altfel serviciile, să-și facă treaba altfel, să-i scoatem din zona lor de confort, din cabinet, și să-i punem în fața unui, unui ecran și să transmită a, a aceeași știință, aceeași, nu știu, să aibă aceeași empatie față de, față de, de pacienți. De dar ce se ia? întâmplă dacă e nevoie să apeleze la un medicament? Sunteți cadre medicale? Puteți da. elibera rețete? În momentul de față, ok, uh, platforma, eu am gândit-o pentru servicii de psihiatrie, dar la momentul respectiv, dar și acum, legislația din România nu permite consultațiile la distanță. Este stipulat clar în, în codul deontologic al medicului, nu ai voie să un diagnostic sau să faci o recomandare terapeutică la distanță. Probabil în viitorul apropiat legislația se va schimba pentru că și la nivel de Uniune Europeană sunt inițiative pentru a legifera telemedicina. Practic este un act de telemedicină. Eu mă aștept ca în următorii, nu știu, 1-2 ani să avem o legislație în acest sens și oamenii să poată beneficia de, de aceste servicii. Nu spun că în momentul când telemedicina va începe să funcționeze și în România nu vor mai exista cabinete, lumea nu va mai merge la cabinet. Nu, este pur și simplu un lucru complementar. Mergi la cabinet, dar foarte ușor pentru cei care nu au acces facil la medici, poți să faci un follow-up la distanță, poți să vezi cum răspunde la tratament respectivul pacient fără a-l chema, nu știu, zeci, sute de kilometri la, la cabinet și să piardă o zi întreagă pe, pe drum. Medicul psihiatru Mihai Bran, psihoterapeut, astăzi invitat în Clubul Prietenilor de la 10, se știe clar că depresia reprezintă una dintre cele mai frecvente boli ale acestui secol. Suntem oameni foarte ocupați, nu avem timp să ne mai bucurăm și cred că până la depresie nu mai, e decât, nu mai sunt decât câțiva pași. Unii oameni conștientizează că sunt depresivi atunci când își dau seama că nu mai au motive să se bucure. Alții, din contră, nu acceptă niciodată vreun ajutor din Partea unui specialist. Cum ar trebui să ne comportăm cu cineva care, pe care îl suspectăm de depresie? Să-l convingem într-un fel care are nevoie de ajutor. Da, într-adevăr, depresia a fost declarată principala cauză de dizabilitate la nivel mondial. A depășit, nu știu, bolile cardiovasculare, cancerul. Este foarte greu să, să convingem o persoană să meargă la, la un specialist. E nevoie de răbdare, de. De, de multe discuții pentru a, a convinge acea persoană că poate fi o problemă și că poate ar fi necesar un, nu știu, o discuție cu un medic psihiatru. De multe ori, și medicii de familie pot face acest lucru și pot, pot recunoaște. Ei au formare în, în, în psihiatrie, au stagiu de psihiatrie și pot fi prima prima sursă pentru depistarea precoce a unui episod depresiv și ulterior trimiterea respectivului pacient către, către un medic specialist. Într-adevăr, familia, nu știu, prietenii, colegii de la locul de muncă pot semnala și cumva pot ajuta respectiva persoană să accepte mai ușor problema și să să meargă la un la un specialist. Depresia trece de la sine sau din contră se acutizează. Fără tratament nu prea, nu prea trece, adică ar trebui cumva diagnosticată și tratată. Fie că vorbim de o abordare printr-un nu știu, prin psihoterapie sau o, o abordare medicamentoasă sau, de ce nu, un mix al acestora, depresia cumva trebuie tratată și nu recomandăm să fie lăsată că trece de la sine. Depresia, foarte important, nu este doar o stare de tristețe. Nu știu, m-am trezit astăzi trist, am o zi proastă și asta înseamnă că sunt depresiv. Nu. Depresia presupune o modificare, o stare, nu știu, tristețe, lipsa chefului, tulburări de concentrare, tulburări de somn, care persistă zi de zi mai mult de două săptămâni. De-abia atunci putem pune un diagnostic de, de episod depresiv. Zile proaste avem cu toții și asta nu înseamnă că suntem depresivi. Un sfat pentru cei care spun că nu au... Bani și poate nu au timp să ajungă la un psiholog. Sunt foarte scumpe aceste ședințe? Sunt decontate de casă? Uh, sunt decontate parțial dacă sunt recomandate de către un medic psihiatru. Și dacă persoana respectivă este asigurată, consultul la medicul de familie, consultul la medicul psihiatru, tratamentul pentru un episod depresiv este compensat dacă persoana respectivă este asigurată în Sistemul Național de Asigurări de Sănătate. Deci teoretic nu plătești nimic, nu te costă consultul medicului psihiatru, iar în plus tratamentul este gratuit sau compensat în funcție de, de produs. Un prieten sau o prietene de la 10 ne scrie în felul următor, fără să semneze mesajul, 80% dintre femeile corporatiste sunt pe medicație antidepresivă și anxiolitică după 40 de ani. Întrebare, cum evită medicația? Păi, în primul rând, ar trebui să schimbe modul de, de viață. Ar trebui, eu nu cred că 40%, poate mai, mai puțin, într-adevăr, sanaxul sau anxiarul sunt destul de uzitate în mediul corporei. Poate ar trebui, nu știu, să... Poate sună așa puțin uh, delicat work-life balance, adică să, ne ave să avem grijă și de viața personală, dar și de cea de la locul de muncă. Poate ar trebui să facă mai mult sport, să stea mai mult timp cu prietenii, cu familia, să învețe să spună nu la locul de muncă, să, în momentul când ajunge acasă, nu știu, să-și lase telefonul, laptopul și să nu mai răspundă la mail-uri să-și acorde timp pentru a sta cu familia. Toate aceste lucruri poți să le faci, nu știu, singuri sau poți să discuți despre ele împreună cu un, cu un psihoterapeut. Eu cred că și a accepta aceste lucruri, a vorbi despre aceste probleme, poate, poate ajuta. Cumva de aceea și platforma Atlas, în momentul de față, se adresează persoanelor din, din mediul corporate și, într-adevăr, femeilor, fiindcă femeile sunt cele care apelează mai ușor la astfel de servicii, și ulterior trag după ele și bărbatul și copilul. Dar le este mai ușor să vorbească în acest mediu online? Da, eu, așa spune, că da. Este mai facil. Într-adevăr, sunt și persoane care preferă să meargă la, la cabinet, simt nevoia de a, nu știu, a mirosi aerul din, din cabinet, de a simți, nu știu, mâna terapeutului, de a da mâna cu el, dar ce am observat uh, statistic în platformă, după aceste interacțiuni live în cabinet, oamenii preferă să se, să se mute în online, cel puțin aici în București, unde... Parcurge o distanță în destul de mult timp. Noi chiar am făcut un, 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 fine, un mini studiu cât pierzi în trafic sau cât te costă în plus o ședință la cabinet versus una online și am ajuns la concluzia că este cu aproximativ 30% mai scumpă. Dacă pui în considerare timpul pierdut, cât plătești un taxi. plimbatul într-un fel. plimbatul, da, da. da, da. da terapeut cum... tot întrebăm cum se simt pacienții, cum și ce întâlniți, dar un terapeut cum se simte într-o astfel de. Practică. Ar trebui să se simtă bine. Eu uh, am avut câteva, nu știu, zeci, poate sute de ședințe online. La început mi-a fost greu să mă obișnuiesc, adică am simțit că trebuie să ies din zona mea de confort, dar în momentul de față mi se pare ceva absolut natural, pot să discut, adică lucrurile merg merg de la sine și sunt foarte natural. Mulțumim foarte mult pentru prezența de astăzi din studioul Radio România Actualități, medicul Mihai Bran, medic-psihiatru, psihoterapeut, astăzi în Clubul Prietenilor de la 10. Dacă ați ratat întâlnirea, găsiți înregistrarea pe site-ul nostru www.româniaactualități.ro ori pe pagina noastră de Facebook România Actualități. În curând știrile orei 12 cu Nicoleta Turcu. Ne reauzim ora viitoare! Acum ai peste 1000 de magazine profii în care poți găsi ce-ți place. Doar în perioada 27-28 mai, profii îți oferă telemea de vacă rareul 400 de grame la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, Mai ieftin, mai bun, mai aproape. Ia Iana a ales să se mute singură, dar nu a ales și problemele care vin cu un apartament nou. Orice ai alege să schimbi în viața ta, la Enel găsești o soluție pentru tine. Alege Enel fix relaxat până pe 13 iunie și beneficiezi de o verificare gratuită a instalației electrice. Sună la 0800 070809 sau vin în magazine. Efortul fizic îți solicită articulațiile. Vârsta își spune cuvântul. Acum poți încerca noul Proflexon. Proflexon conține o doză mare de glucosamină și vitamina C, care ajută cartilajul să funcționeze normal, iar pulberea de măceșe, condroitina și hiaduronatul de sodiu contribuie la menținerea articulațiilor mobile și sănătoase. Proflexon prinde bine la articulații. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vino o lună mai în farmaciile Sensi